Oare îngerii și arhanghelii se grozăvesc atunci când ne văd? Când surprind dorințele ori gândurile noastre? Și dacă doar ne-ar citi gândurile, tot ar mai fi ceva. Dar uneori le lăsăm scrise în văzul tuturor, cu seninătate și inocență. Prin acatiste, acatistele citite de preot. Dar până la urmă, ce trebuie și ce nu trebuie să fie un acatist? Încep să spun parcă mai ușor ceea ce nu trebuie să fie un acatist. Să nu fie o epistolă, o scrisoare în care să-i povestim lui Dumnezeu ca unui străin viața noastră. Dorințele noastre explicate cu lux de amănunte. Dorințe care până la un anumit punct au legătură cu Dumnezeu, dar de cele mai multe ori se întind până hăt departe. Vecina să fie lovită de boală pentru că este invidioasă, soacra să fie mai generoasă, nepotul să fie bun școlar și așa mai departe. Ce ar trebui să fie până la urmă un acatist? O rugăciune a preotului mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Pentru cei ale căror nume sunt scrise pe un acatist. Și totuși, habar n-avem cât de departe putem să întindem noi, oamenii, coarda. Sunt tot felul de învățături și practici care nu mai țin de tradiția bisericii și pe care le folosim din inerție. Și pentru că așa se face. Trecem prin tot felul de experiențe care ne fac vulnerabili și ajungem foarte ușor să ne pierdem discernământul. Începem să credem în acatistele date la 9 biserici, însoțite de 9 lumânări, împărțite în 3 săptămâni, toate date la ceasurile 3 după amiaza. Proste la șuimel ăsta la biserică. Dați la Suntem cuprinși de exaltare și ignoranță. Și până la urmă, libertatea noastră nu poate să fie îngrădită de o voce care ne spune ce trebuie și ce nu trebuie să facem. Dorințele și căutările noastre sunt dorințele și căutările noastre intime. Preotul este mijlocitorul, cel care ni se alătură în toate împrejurările, dar mașina BMW, top modelul cu măsuri 180-90-90, contul din bancă sunt totuși din altă ogradă. Forța gândului nostru în rugăciune este un act intim, iar acatistul, care înseamnă și imn închinat lui Dumnezeu, este până la urmă o ofrandă. Poți lăsa acatiste dacă nu ești ortodox? Am întrebat la o biserică din București și doamna de la lumânări habar n-a avut să-mi răspundă. Scria pe un forum un om care încerca să afle mai multe. Din păcate, el nu mergea la sursă. Catehizarea se face în biserică, iar preotul poate să-ți dea răspunsul. Ar mai fi cărțile, dar nu mai avem timp pentru cărți, noi, astăzi, care suntem împărțiți între toate cele. Fi o problemă, problema curajoasă a banilor. Cât dau pe un acatist? Până la urmă, răspunsul la întrebare prefer să nu-l caut, așa cum prefer să nu mă întreb ce înseamnă pomelnice și acatiste trimise pe net. Totul se rezumă la sinceritatea noastră și la felul în care ne raportăm fără ipocrizie la Dumnezeu.
În rest, nu mai am nimic de zis. Privirea sus și picioarele pe pământ.